Această creștere semnificativă a concentrațiilor de particole PM10 poate fi atribuită prezenței masei de aer încărcată cu praf saharian, care a tranzitat zona în perioada 1-2 aprilie. Condițiile meteorologice nefavorabile, precum și sursele locale de poluare, cum ar fi arderea de combustibil în gospodăriile populației și traficul rutier, au contribuit la această situație. Ne-am confruntat în ultimele două zile, începând de fapt pe 1 și pe 2 aprilie, cu un transport, o masă de aer încărcată cu particule de praf saharian. În aceste condiții, pe data de 1-4-2024, am avut valori crescute la indicatorul PM10, monitorizat automat în stațiile Iași-1, Podul de Piatră, Dece Balcantemir, Iași-5, Tomejdea și cu autolaboratorul, cu maxime orare înregistrate în jurul orei 16 pe data de 1-4, valori orare care au fost de 3 până la 4 ori mai mari decât media zilnică permisă. Deși ulterior acestei ore concentrațiile au scăzut ușor, totuși s-au menținut pe parcursul nopții. În timpul acestui episod de poluare cu pulberi sahariene, se recomandă ca persoanele sensibile să evite ieșirile și activitățile intense în aer liber pentru a evita exacerbarea simptomelor asociate episoadelor de poluare. Pentru ceilalți indicatori, valorile înregistrate nu au fost semnificativ mai mari decât cele din zilele anterioare.